Am revenit, suntem tot aici în studioul emisiunii Vorbește Lumea și vom dezbate un subiect foarte, foarte interesant, așa că rămâneți în continuare alături de noi. Deși perioada concediilor s-a încheiat, mulți străini aleg să viziteze România și nu pentru a admira Brașovul, Sibiul, Calea Victoriei sau pentru a descoperi Peleșul, ci pentru a merge la dentist. Ce este turismul dentar și de ce sunt doctorii români preferații străinilor, ne va spune chiar acum medicul stomatolog Ionuț Leahu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Care sunt profilurile pacienților care vin în clinică să se trateze? Ei, avem în primul rând, desigur, românii care sunt plecați de ceva ani în afara țării și decid să se întoarcă pentru servicii stomatologice. Și asta este un lucru absolut fantastic, pentru că România a reușit să se poziționeze din punct de vedere al stomatologiei la nivel mondial. Adică vorbim de pacienți care nu vin doar din Europa, ci vin și de peste ocean. Adică avem pacienți care vin din Canada sau din America, special pentru a-și rezolva problemele dentare. Și dacă acum, să zicem, cam 10-15 ani alegeau să facă asta pentru că era mai ieftin în România, acum de în ultimii ani au început să vină pentru că avem tehnologia la ultimul nivel și în plus se știe foarte bine că facultățile din România pregătesc foarte bine medicii stomatologi români. Și de aceea deja sunt foarte mulți medici stomatologi români care lucrează în mai multe țări și care și-au dus numele de stomatologie românească acolo și acum oamenii au început să vină către tratamente în țară. Care sunt serviciile la care apelează pacienții? De multe ori vin pentru reabilitări totale, adică sunt pacienți care au trebuit să amâne rezolvarea problemelor stomatologice unii 10 ani, unii chiar 20 de ani și un exemplu de manopere pe care o practicăm zilnic, sunt pacienți care ori și-au pierdut deja toți dinții, ori sunt pe punctul să rămână fără dinți, ceea ce, desigur, pentru noi doi care avem dinții noștri în gură, te gândești, nici nu pot să-mi imaginez așa ceva, că s-ar putea întâmpla asta vreodată. Dar sunt foarte mulți oameni care sunt în situația asta și atunci e tocmai potrivit acest tip de manoperă pentru turismul medical, pentru că pacientul a venit cum ar veni într-o zi ca astăzi, îl trimitem să-și facă niște analize medicale dacă nu și le-a făcut deja, de multe ori comunicăm cu ei înainte să vină și ei vin pregătiți cu analizele și dacă operăm astăzi, operație însemnând că lucrăm cu medic anestezist, pentru că suntem avizați și pe terapie intensivă, medicul anestezist ne dă o siguranță suplimentară pentru că monitorizează pacientul, dar folosind niște substanțe, îl calmează și liniștește pe pacient în timpul intervenției, adică oferă o sedare ușoară pe lângă anestezia locală. Și în aceeași intervenție noi reparăm osul, punem implanturi și pregătim locul astfel încât de a doua zi pacientul să primească niște dinți provizorii fixi. Adică pentru pacienții care din nou, când ne uităm noi în oglindă dimineața și ne spălăm pe dinți, ce dinți bune am, pentru pacienții care nu au această plăcere în fiecare dimineață, este chiar o intervenție care le schimbă viața. Și pe lângă tehnica asta mai avem și situația în care mai sunt pacienți care au dinți naturali în gură, doar că s-au tocit sau nu sunt mulțumiți de aspectul estetic. Și atunci este foarte utilă tehnologia digitală. Adică în ziua de astăzi, dacă vrei o reabilitare orală completă din punct de vedere estetic, adică fațete toată gura, colegii mei specializați pe tehnologiile digitale, CAD/CAM, pot să facă asta în 2-3 zile. Adică nu mai este cum se făcea pe vremuri care întâi veneai, luam niște amprente, după care își lefuiam, după aia stăteai cu niște provizorii care eventual cădeau la fiecare mișcare incorrectă, după care dura poate 2-3 săptămâni să vină fațetele dintr-un laborator care uneori era chiar din afara țării. Adică lucrurile s-au schimbat foarte mult, adică acum chiar avem laboratorul la capul pacientului, adică este o cutie magică care cu ajutorul informațiilor obținute din calculator frezează din cuburi de ceramică integrală până rămâne fațeta sau coroana pe care o putem deja să o aplicăm în aceeași ședință. De câte zile de concediu are nevoie un astfel de pacient dacă face tratamente complexe? Noi povestim de sejururi și în funcție de complexitate, de regulă are nevoie de două sejururi. Primul ar fi bine să fie undeva într-o săptămână și 10 zile, în care facem, în primul rând începem și dacă mai are pacientul dinți în gură, tratăm absolut tot ce se mai poate trata, iar apoi avem acea intervenție chirurgicală în care chiar dacă nu trebuie să înlocuim totul, alegem să lucrăm cu medic anestezist pentru că este foarte important ca pacienții noștri să primească pe lângă sănătate reală și o experiență excepțională. Adică când vii la stomatolog și să dormi
în timpul unei intervenții care altfel poate nu ar fi foarte plăcută. Zic că e un lucru minunat pentru ei. Și apoi să-i și vedem la primul control. Deci de aceea 10 zile este perfect. Iar al doilea sejur de regulă este după 6 luni de zile, dar nu este chiar ceas. Adică poate să vină pacientul și după 7 luni și după 8 luni. Mai sunt pacienți care revin după un an de zile. Și acum, pentru că trăim aceste vremuri cu această pandemie, am avut pacienți care au revenit după 2 ani de zile. Chiar ieri am fost la Ploiești și am văzut un pacient la control care n-a reușit să mai ajungă de 3 ani de zile, deși a trecut printr-o intervenție de refacere completă a danturii în partea de jos, și acum atunci el a decis, mă, nu fac și sus, acum lasă că revin eu peste 6 luni. E, și uite că n-am mai putut să revin atât de ușor. Și aici aș mai vrea să transmit un mesaj foarte important apropo de acest virus. Trebuie să înțelegem că sănătatea de fapt este pe primul loc, pentru că asta e cel mai important lucru, că avem ocazia să investim în sănătate. Că în stomatologie este cam unica latură medicală în care putem să întoarcem acest declin al sănătății. Cu alte probleme, poate cu inima, poate cu alte probleme circulatorie, lucrurile sunt un pic mai grele, adică trebuie să iei un tratament cronic toată viața. La stomatolog ai venit, indiferent ce probleme stomatologice ai adunat de-a lungul anilor, și dacă ne concentrăm, în 2-3 săptămâni te ducem deja la un nivel de sănătate care apoi va trebui, desigur, să te vinde 6 luni de zile și să obținem o formulă în care îți va fi ușor să o întreții cu vizite regulate. Bun, de ce aleg străinii să se trateze în România? În primul rând, e vorba de acest mix între tehnologie, care ne dă nouă și viteză și calitate crescută. Adică sunt pacienți care ne povestesc, da, am căutat soluții în țara mea de origine, doar că acolo mi-au spus că va dura 2 ani de zile, asta dacă merge totul impecabil. Iar noi să rezolvăm într-o săptămână și după care are pauza de 6 luni și mai are încă 2-3 săptămâni pentru finalizarea lucrărilor, pentru ei este incredibil. Adică de multe ori li se pare că nu există așa ceva, adică este imposibil. Și asta am tot auzit-o de-a lungul celor 10 ani de când facem asta constant, adică pentru noi a devenit atât de important acest aspect, încât una din clinici este în cadrul unui hotel de 4 stele, pentru că ce este important pentru mai ales un pacient care este străin, adică am avut pacienți care au venit prima dată în România cu ajutorul nostru, adică noi ne-am organizat și avem niște colegi tare drăguțe care țin legătura cu pacientul și îl ajută cu transferul de la aeroport, cu cazarea la hotel. Dacă cumva există vreun timp mort între tratamente în primul sejur, este dus să și viziteze un pic din București, sau poate îl ducem până la munte, poate îl ducem până la mare. Și iarăși pentru noi asta a fost important, să începem să avem clinici în toată țara, pentru că din punct de vedere al turismului nu este doar București. Adică există și Constanța, există și Iașiu, Oradea, care iarăși este un oraș extrem de frumos și oamenii vor să viziteze Oradea. Deci cumva cred că România ar putea să beneficieze foarte mult dacă am promova la nivel de țară, ca brand de țară, serviciile medicale în general, dar stomatologia poate fi un vârf de lance, pentru că stomatologia deja s-a întâmplat spontan, adică cu zero sprijin din partea statului, doar din inițiative private reușim să aducem consistent pacienți străini care vin și nu doar își fac dinții la noi, ci și vizitează și apoi povestesc mai departe totuși că, mă, în primul rând, România nu mai este o țară comunistă. Deci mi-amintesc acum câțiva ani când aveam conversații cu pacienți italieni care erau minunați că noi suntem membri în Uniunea Europeană. Adică este incredibil cât de puțină informație despre România pozitivă ajunge la urechile cetățenilor altor țări. Este minunat faptul că încurajați, iată, să viziteze și România. Aș vrea să ne spuneți care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă un pacient de la prima consultație până la finalul tratamentului. Profităm de lumea virtuală și prima consultație de fapt este o preconsultație, pentru că comunicând cu pacientul îi obținem o radiografie, îi obținem istoricul medical și facem deja o evaluare inițială, pentru ca pacientul să vină un pic pregătit, să înțeleagă cam ce ar trebui să se întâmple și desigur cam care ar fi bugetul pentru etapa cel puțin 1 de tratament. Iar apoi, în momentul în care pacientul a venit, noi avem și un centru de radiologie în fiecare clinică de-a noastră și în care intră întâi în radiologie să-i facem un computer tomograf, să vedem tridimensional cum arată pe dinăuntru, pe din afară, să avem absolut toate informațiile, și tot la capitolul informații scanăm digital și începem deja planificarea cu pacientul de la prima vizită. Pentru că de la prima vizită avem grijă ca echipa medicală complexă care îl va trata să fie prezent, astfel încât să putem să luăm toate deciziile împreună cu pacientul nostru. Ulterior începem efectiv lucrul și
noua viață a pacientului. Vă mulțumim, vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu.